Asociativ lucrezi cu practici, lucrezi, gândești, gândești. Și gândești înseamnă practică pentru un mag care dinăuntru său proiectează lumea, care deja a trecut în varianta de arhitect și își proiectează viața, lumea, zi cum vrei, referitor la vindecarea, la healing-ul, ca și proiecție. Genunchii, de ce deranjează genunchii și dor? Prin genunchi din spate, energetic se scurge, dar nu se scurge cumva, ca și cum, știi cum, energetic cuțitele din chakra a doua, prima a doua chakra, unde ar fi ca și foarte important, da, ca și să se ancoreze corpul, organismul, proiecțiile și așa mai departe, rădăcina, ok, se scurge tot de ce nu e nevoie, prin genunchi, din spate, cumva, în cuțite, ca să înțelegi de ce majoritatea oamenilor au probleme cu genunchii, pentru că trebuie să-și deschidă, acolo e blocaj. Trebuie să fie o deschidere din spate la genunchi, un fel de frica ține și frica, dacă îi se întâmplă la nivel de cancer, nivel de, da, la chakra a doua, de probleme femeiești, bărbătești, orice legate, da? E deschiderea în genunchi cumva, știi? Cum era, nu știi din ce cauză doare capul sau, da? Pentru că călcâiul e, trebuie să ai grijă de, da? Sau să-ți faci masaj la călcâi ca să-ți treacă capul. E legat și dezlegat de una de alta. Numai prin experiențele personale din viață, înțelegând una alta, înțelegi cam cum merge cu deblocarea și pe unde iese la supra, pe unde iese și se sparge o bubă din organism, energetică. Da? Ok, spațiu. Și găsești cumva ieșirea. Așa, o mică paranteză, o mică meditație. Da? Închizi ochișorii și scanezi corpul și la un moment dat tot ce te deranjează din prima, a doua chakra, da? Știi unde. Hai să luăm de la a doua chakra. Fetele, băieții, da? Varianta masculină, da? Varianta feminină e ok, să zicem. Și varianta masculină se proiectează cu probleme. Mai un genunchi, mai un nu știu ce, da? Cea care a auzit, cu care rezonează. Și tu proiectezi dinăuntru tău ceva, e un blocaj, în tine blocajul, îți dai seama ceva scârțite, da? Dar omul se proiectează în lume, varianta masculină, oricare ar fi ea, cu probleme de un gen sau de altfel, da? Închizi ochișorii și deschizi, deblochezi. Aha, a început să se zbată inima puternic. E frică, da? Frică de boli, de cele mai dure boli, da? Spațiu, deschizi, deblochezi frica, deschizi, dai drumul, da? Un fel de ca un canal, imaginează-ți, de la chakra a doua spre picior și iese din spate, din spatele genunchiului iese, se eliberează, da? Spațiu. Atât, simte un pic. Și pământul preia și vindecă spațiu. Și cum se restabilește corpul, jumătatea ta, varianta, da, din partea dreaptă, care cum, cine, ce simte, că-ți date peste capul, să ne oglinzezi cum vrei, jumătățile a organismului. Ok. Acolo e drum bun.